Salutare chat, bine regăsit la un nou replay cu, da, Wartanda. O să filmăm azi un replay de al meu. Lung. Cam foarte lung, dar asta este 25 de minute și ați văzut câte kill-uri pe realistic. Desigur, harta de iarnă să mă rupă acum la ochi, să-mi facă fața albă ca un înger. Și jucăm USA 5-7 realistic. Lăsăm alea pornite să ne fie mai comod de comentat. Și o să fiu cancer episodul ăsta, o să vedeți. Bun, primul pe care îl văd în patrule. L-am văzut, am zis, hai că țintesc, trag. Nu vă rog, Aijin. Am zis, ok, bine, hai, următorul. Strudelul. Tras în strudel. Am vrut să trag prin cupola aia și pe aia să intre prin șasiu, dar Aijin a zis, nu, n-ai voie. Ghiciți ce a făcut omul vostru, a încărcat un he. N-ați fost atenți, vedeți? Dacă nu v-am zis, nu v-ați fi uitat că am schimbat pe he. Mi-am bătut joc maxim. Primul kill cu he. Gen, meciul ăsta. Primul kill pe care l-am făcut meciul ăsta, l-am făcut cu he. Am văzut Tigerul, l-am spătat. Am lovit de pietre, că sunt și eu bolovan. Aha, vă plăcut gluma. Pietre, bolovan. Șmecher. Bun, Tigerul. Aici să știți că am avut probleme cu depresia. Tunul lui nu personală. Am ratat un kill din cauza asta. Asta e mai, mai prost. Da. Bine, poate ori fost și probleme cu depresia personală în timpul meciului, nu mai știu, că a fost numai 4 zile, dar ne-ați înțeles voi. Tiger 1 trecea prin spatele meu, nu l-am văzut. Vedem acolo antieriană vrăjeală. Un tras, i-am luat ăia 2 și n-am vrut să spamez mitraliera. Am zis, lasă, mai bine trag eu proiectil că mi-e mai sănătos. Decât să fie foarte obvious unde sunt pe harta, mai bine trag proiectilul și nu e chiar așa de obvious. Bun, Warble Window, care are protect. Exact ce ziceam. N-am eu să văd nimic. Și ghiciți cum o să mor. Exact, că a venit un țăran cu două. Și s-a gândit el să-mi dea bombe, să-mi dea dinastia în cap. Bun, chat. Aici, ce vreau să vă zic. Da, vedeți voi, Gajin, cu ocazia ultimului update au făcut niște modificări. Lumina albă, oprește-te, mățordon să te oprești. Din cauza faptului că au făcut niște modificări, cum să vă zic eu vouă, loadout-urile de pe unele avioane, inclusiv pe 47, au fost dereglate și nu mai era default loadout-ul. Configurația celebră cu 10 rachete, 2 bombe de 500, nu, 2 bombe de 1000 și una de 500 și 10 rachete, nu mai era disponibilă și eu nu mi-am creat-o de dinainte. Așa că am sfârșit luând 3 de 500 și aia a fost. Și desigur, n-am știut cum se dau, care pică prima, dacă se dau în pereche, dacă nu se dau în pereche, am crezut că se dau în pereche prima oară. Am văzut avionul, am dus pe el glonț, ăla care m-a omorât, desigur, i-am dat revenge, un revenge din ăla forță, ăla. Și m-am întors. Deci cu Hellcat-ul eu zic că am jucat ok acolo pe poziția aia. Se putea și mai bine, dar două kill-uri, na, ce să zic. Bun. Va vă întregă rolul ăla, nu-l vedeam nici într-o mie de ani acolo. Am venit, am dat.
Da, hit. Pica bomba, cam nu chiar unde ar fi trebuit. Un Tiger 2PM. Vreau să vă zic că prima parte a meciului n-am jucat la fel de bine precum am jucat a doua. Bun, la Tiger 2PM. Criticală, frumos. Și atunci ultima bombă pe băiatul din punct, evident. Ce frumos se vede, ia. Kill chat. Ammo exploded. Și aici a venit un G51 Siri să tragă după curul meu. M-a enervat. I-am făcut evazoase, o țără. Mi-a luat numai flaps-ul. Păi aliatul meu l-a omorât. Și am zis, bă, dacă aliatul meu l-a omorât și mi-a făcut un favor, hai să-i fac și eu un favor. Hai să-l ajut și eu. Și m-am dus după BF. Am zis că-l urmărește. I-am dat criticală aici sau ceva de genul. Da, nu știu ce criticală, că părea cam întreg BF-ul. Oare îmi n-arată? Da, nu îmi n-arată. Nu mai contează. Și am făcut o buclă mare și am venit în cap. Am tras. Și în sfârșit a murit. După care mi-am comentat, mi-am continuat spam-ul de mitraliere pe mapă. M-am întors la aeroport și să dăm viteză. M-am aterizat rapid. Am decolat cu bombele. 5 kill-uri. 12 minute din match, da? Deci 5 kill-uri, nimic wow. Restul o să petreacă în asta altă parte de match. Bun, fiți atenți aici. O țără forțată manevra. Deci vin. Dau bomba. Emo. Frumos. N-am ce să comentez. Mă întorc. Văd Tiger-ul. Văd și Panther-ul. Pică bomba. Fix în capul lui. Se vede acolo, în colț. Mort. Și ultima, nănucea din urmă. Am spamat puma. Am venit, am dat bombă pe Tiger. O picat unde trebuie. Și mi-a dat mort. Chat. Cum să vă zic eu? 3 bombe, 3 kill-uri a fost la faza asta. N-aveți ce să comentați, că am jucat-o bine. Le-am plasat toate bine. Mi-e ciudă că am murit, sincer vorbim, mi-e ciudă că am murit, dar pe departe poate a fost mai bine. Bun, am luat Hellcat-o, am zis hai că fac manevră și mă duc să fac la B, def din partea asta la alta.
știți. Uitați-vă câți erau mâncați, așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu-i vedeai pe toți. Sunteți tigerul? Desigur că Gaijin își bate joc de mine. Deci și-a bătut Gaijin joc de mine maxim la faza asta. Acum a vrut să penetreze. Și m-a luat ăla, mă. Fix ăla, fix la pixel. Nu vreți să știți cât l-am drăcuit. Cu un hit. Nu cu un hit, cu... la APCR. Cred că. Ia am și zicem. M496. Nu știu sigur care e ăla, dar ne uităm. După meci. Nu-i nimic? Ce zic? Lasă că vă arăt eu. Intră cu B17. Și vedeam pe minimapă. Mă tot uitam, vedeam că se capturează, că sinamici aproape de a captura punctul. Puneam însă mă uit cu gunnery să văd dacă nu e avion pe lângă mine. Și băieți, drop, uitați-vă în stânga, nu aveți cum să vedeți de webcam-ul meu, dar să știți că aici în stânga am 486 la oră și am 4 bombe și acum 1, 2, 3, 4 s-au dat toate. Ok, și aici încercam să ridic. Da, 3 tigeruri și un din ăsta. Normal că o să meargă camera. Nu pot să mă mut pe 152 ăla. Deci da, le vedeți bombele. Toate patru aici. Nu! Tu-ți ceapa ta. Bun. Două ori picat peste. Unul picat aici. Îl omoară și pe ăsta. Și unul picat fix aici între. Bomba asta trebuie să moare pe ăștia. Bomba asta trebuie să moare pe ăsta și astea două ori fost date cam prost. Ia vezi mă, că o picată țara mai încoace decât mi-o arăta. Frumos. Frumos chat. Ia vedeți acolo un X4 acolo, așa frumos. Eu zic că a fost foarte bine chat. Bazat. Am fost bazat, n-aveți ce să ziceți. Deci mi-am bătut joc de echipă inamică la faza asta. Maxim. Și m-am întors să dau resupply. Bă, eu zic că am jucat bine. Desigur că decolez și îmi rup trenul de aterizare pentru că snub. Nu mă întrebați cum am reușit, dar l-am rupt. Vedeam inamicul că capturează. Și punem scopul
Și am zis, a, e open top, dăm numai una. Și am dat numai una. Nu, mint, am dat două ce aveți. La momentul ăsta în joc. Ce-i sigur, e sigur. Știți ce zic? Exact. Uite ce frumos se vede. Crew knockout. Și desigur că acum mă spamează Gico cu FV-ul. Și l-am pus la respect. N-am omorât și el. Și am zis, bă, să ies din match, să mai stau. Și din păcate chat m-am respawnat, ce aveți? Normal că m-am respawnat, opa! I-am dus prea repede. Și l-am văzut pe fraierul ăsta, care era tot ăla cu avionul, care m-a omorât. Am văzut că venea. Și știți ce am făcut? Știți ce? O bombă am dat, una, nu mai multe, una am dat, chat. Da? O vedeți? Una am dat-o. Alelte încă sunt bombei. Pică, 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 o picat. Nu știu dacă o vedeți. La capătul cozii, în dreapta, acolo e tancul și acolo e bomba. Hopa, bobiță. Hopa, bobiță. Nu cu bomb. Și am văzut că era tot ăla cu avionul care m-a omorât. Și era ceva gen, ha, 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 dulce răzbunare. Și... uite-le, 12 tancuri, 3 avioane. Asta a fost chat. Am sperat că se mai respawnează cineva, că mai face, că mai drege, dar... credeți-mă, stăteam și mă uitam constant pe lista asta și vedeam că e numai unul și mă întrebam, bă, a intrat iară cu tancul? Sau cu avionul? Nu știam, mă tot uitam. Și evident că o să mă trezesc în coadă cu el. L-am văzut. Ce-am pus gunnerii, frumos, am tras, s-au mișcat repede o țără, cu manevre vazoase. I-am dat și eu o criticală. După care... am folosit stingătoarele, că de-aia le-o băga Gaijin în joc. De-aia o băga, mă, Gaijin stingătoare în joc, să le folosesc eu fix acum pe final de meci, credeți-mă. Și pe aia am zis, hai să mă întorc să trolez. Și mă uitam după el și l-am văzut că fuge într-un final. Într-un final l-am văzut că fuge și că nu mai se respawnează nimeni și la meci era gata. Știți ce zic chat? Uitați ce frumos arată B17-le. Așa sexy, cu motorul ăla. Mort. Bun, chat, asta a fost replay-ul. Arată fain, n-aveți ce să ziceți. Schilat sau sal, chat, să vă aud. 15 kill-uri. I-am rupt cu carpet bombing-ul la fazele alea. Eu sunt mulțumit de meci, a fost unul foarte bun, 4500 de puncte și 2 asisturi și mai mult am făcut treaba cu avionul, realist vorbind. Câte? Nu știu câte. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 kill-uri am făcut cu avionul? 3 cu tank. Ce, mă? Ok. Ok. Foarte tare atunci. S
Să nu cred că le-am numărat eu bine. 12 sau 13 killer am făcut cu avionul și doar restul cu tankul. Eu zic că a fost un meci foarte bun. Bazat rău. Close air support. Bun chat. Să nu uităm. La asta. M-Paste 96 a fost HitFS. Normal că HitFS-ul mă omoară. Da. Bun. Ciao, chat. Asta a fost replay-ul. Vă mulțumesc. Bye, bye.